Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Curier de Top! Ho, ho, ho! Ei bine, acum vă întrebați de ce filmez pe ploaie și ce voi face mai exact. Efectiv, mă duc să-l tractez pe Nati, nu lăsăm noi curierii de top așa. Mă duc la gara de nord, efectiv, și ce pot să vă spun mai mult? Trebuie să-l duc la axa Europa, că și-a luat un căcat de scooter. Al doilea căcat de scooter. Curier de top, transport SRL. Vă luăm cazanul imediat. Haideți mai întâi să-l sunăm. Că, da, de ce nu? Stai puțin. Mai vrei să vin să te iau? Bine, frate, hai că vin. O să iau pe podul Basarab. Ești mai aproape de podul Basarab sau de podul ăla grand? Ești lângă pod Basarab? Da sau nu? După el, scuzați, A, între gara de nord și podul Basarab, da? După gara de nord, de... Ești pe partea, două secunde. Ești pe partea cu gara de nord sau pe partea cealaltă? Cu cealaltă parte. Bine, hai. Hai că mi-udă telefonul, hai, te salut, pa. Să îndeplinim misiunea. Haide să-l tractăm, să vedem ce și cum. O să ne facă fleașcă, dar nu avem ce să facem. Nu putem să lăsăm un frate, un curier, un vultur de top, un vulturel la nevoie. Îl ajutăm, ce să facem? Și deja a început să mă facă fleașcă. A început să mi se aburească și viziera. Și ar putea să meargă mai rău de atât. Nu mai zic de băiatul ăsta, că e cel mai ghinionist băiat pe care îl cunosc eu. Și-a luat două scutere, de fiecare dată s-au stricat amândouă. Nu e prima oară când îl tractez pe acest curier de top. Să sperăm că o să găsim o soluție să-l tractăm, pentru că are un alt scuter, un Piaggio Liberty. Și avem și ambulanța pe spate. Nici nu știu dacă se vede, dar am... Trebuie să bag benzină, nu prea am benzină. Deci am echipamentul complet, dar mănuși nu am, ne-am uitat acasă. Ce pot să spun? Ghinionist și eu. Nu mai zic că e foarte periculos când e ud, când e asfaltul ud, că de-aia și se spune asfalt uscat. Deci vă spun sincer că sunt flașcă. Și nici măcar n-am ajuns la gara de nord. Nici nu știu cum o să fie calitatea audio-ului, având în vedere că nu am pus microfonul bine. Și acum suntem pe podul Basarab! Da. Suntem prea uzi. Let's go, baby! Bă, frate, tu nu știi să explici unde ești? Bă, frate, tu ești între... Bă, lasă-mă să vorbesc eu. Tu ești între podul Basarab și între podul Grand. Bun. Și mi-ai explicat ceva cu totul diferit. Vulture, here I go, motherfucker! Engleza mea de baltă, let's go, baby! E prin apropiere, atâta știu. Unde ești cu metri? Unde ești? Ești mai în față. Where are you, vulture? Where is you? Bă, nici nu știi să explici, bă, frate, băi. Ți-am spus, pe partea cu gara nu ai zis nimic, aici pe partea cealaltă, pe partea opusă. Bă, frate, nu știi să explici. Băi, frate, am pe video. Da. Adică nu știi să explici. Stai cu minte. Ai nota 2, jos. Sunt fleașcă. Tu ai asta de fâș, eu nu am. Gata? Punem pe avarii, ca gagii. Să vedem dacă avem. Merge?
Bă, tu să fii atent, frate. Să fii tu atent. Ok. Cam asta este viața unui curier de top. Nimic interesant. Păi oricum trebuie să îi bag și o benzină, că n-am. Da, da, o să băgăm și o benzină în roată. Ce-am zis? Băgăm aer în roată. Vine, mă, nu băgăm benzină în roată, hai. La care? Știi tu unul cu... Am auzit eu ceva, dar nu știam ce este. Este roata lui. Mamă, cum se aude? Nici nu știu dacă voi auziți și aud eu. Cum acesta, mă, frate? Mă, trebuie să acord prioritatea. Am și poliția în față. Sper să nu me treagă pe dreapta. Eu așa sper. Băi, mă, lași, am om în spate. Băi, frate! Nu mă grăbi. Dacă am mașină în spate, lasă-mă. Ai grijă că pun frână, ai grijă. Întreabă. M-am băgat benzină 95, așa, că nu prea am bani. Suficientă, popică. Uite aici. Nu vreau, bă, lasă-mă în pace. Lasă-mă, nu vreau. Lasă-mă. Bă, frate, nu mă enerva, te rog eu. Dacă eu am zis că refuz, refuz, eu știu ce vreau și ce nu vreau. Poftim? De la război? Nu de la război, de la tractări moto. Salut! Bă, tu crezi că vine de acolo sau de la război? Vezi că e bateria, ai lanterna aprins. Știu, dar am mâinile, uite. Gata? Da. E ok, mersi, o zi bună să ai, te salut! Stai, nu trage. Unde vrei să te duc? La OMV? Cât de des umflată e? Foarte, în pui mei. Uite. Gata? Așa e? Așa? Bun. Gata, bă, băieți, acum am băgat și eu benzină. Am băgat benzină. Și trebuie să găsim o benzinărie ca să-și umfle gagiul roata. Nu știu pe unde aș putea găsi una. Stai puțin. Zic, până la axa Europa explodează roata? Păi nu, mă, dar se poate strica geanta sau roata, știi? Nu, geanta se strică efectiv când nu ai aer deloc în cauciuc. Frate, ai ceva aer în el. Da, am puțin, dar oricum, dar ai ceva aer. Găsim cumva în drum ceva. Mai este mai încolo, în mall. Acolo simt. Bun. Da, plecăm și de aici. Nici aici nu are... Nu putem să ne umflăm roata. Cel puțin el, că eu nu am nevoie. Acum suntem pe splai. Depășim Unirii, depășim. Trecem de Unirii și după să sperăm că ajungem cât mai repede la axa Europa. Că tot plouă. Dintre toți curierii care sunt disperați să facă doar bani, fii tu curierul de top. Ajută-ți semenii. Nu-i așa, băi? Prea multă răutate în lumea asta, prea multă. Am fentat și eu spălătoria. Sunt spăl scuturi, evident. Și gagiul ăsta de aici. Câte flașcă ești, frate? Câte flașcă ești? Sunt tot de în cap până în picioare. La a treia, benzinerie, ai și tu noroc. Bă, dar frate, zic o chestie sinceră, tu ești foarte ghinionist. Bă, știi, nu știu de ce. A few moments later. Da. Misiune îndeplinită. Da, cu greu, dar uite care reușesc. Acum ajută-mă să dau șosul de aici. Da, mă, nu știu, habar n-am, poate eu sunt...